sunt în desfășurare și care consideră că trebuie comunicate. Voi începe cu creșandele Ceșmea, un proiect de fonduri europene pentru care am semnat contractul de lucrări, o valoare totală a proiectului de 4.147.000 de lei. Câștigător pentru acest obiectiv a fost declarat operatorul D&D Construct din Botoșani și a însemnat ordinul de începere, ordinul de atribuire pentru dirigentare și vom semna ordinul de începere a lucrărilor. Perioada de execuție este de 12 luni, iar contractul a fost semnat pe data de 17 decembrie. Tot legat de creșe, mai avem Ministerului Dezvoltării. Deci vom avea 3 creșe noi în municipiul Botoșani pentru a avea contract de lucrări, pentru celelalte 2 documentații depuse la Ministerul Dezvoltării. Una în zona Lucoil de pe cale națională, pe terenul pe care l-am primit de la Ministerul Apărării Naționale. Acolo unde vom avea 110 copii, în maxim 11 grupe, pe o suprafață construită de 2489 de metri pătrați. Utilizarea persoanelor cu dizabilități, vor fi spații verzi, 11 dormitoare, 6 camere de joacă, așa cum este proiectul tip pe care l-a înaintat Ministerul Dezvoltării. Cea de-a doua, o creșă pentru 40 de copii pe strada Pod de Piatră, pe o suprafață de 1244 de metri pătrați, 4 dormitoare, 2 camere de joacă, cabinet medical cu izolator și locuri de parcare pentru cei care vor aduce copiii la aceste creșe. Care este nevoia de creșe în municipiul Botoșani? Așa cum a fost transmisă și către Direcția de Asistență Socială, sunt în continuare cereri pe care le primim la creșa pe care o avem funcțională astăzi în municipiul Botoșani, care nu pot fi onorate. Și ca un sprijin și o atenție pentru comunitate și pentru tot ceea ce înseamnă învățământ antepreșcolar, depunem toate diligențele, mai ales că avem această oportunitate să finanțăm creșele cu fonduri care nu provin din bugetul local, decât pentru partea de cofinanțare. Am acordat o atenție deosebită învățământului și avem multe proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării, atât pentru aceste creșe, cât și pentru săli de sport și reabilitarea unor imobile care privesc susținerea învățământului.